ați putut să continuați în PDL? În viață sunt etape. Pentru mine a însemnat enorm de mult în ceea ce înseamnă, să zic așa, partea de început în politică, perioada care am desfășurat-o în PDL. Astăzi, poate și asta vine și de la profesia pe care o am de inginer, că îmi place să construiesc. Provocarea a venit de la acest proiect, Forța Civică, unde poți construi, da? Și pe invitația pe care am avut-o, poți construi de la zero ceva care să devină reprezentativ pentru cei pe care am enumerat mai devreme. Și aici mă refer la tinerii întreprinzători. De la oameni care până acum au tăcut, da? Și au preferat doar o dată, poate la 4 ani, să sancționeze, dar care au foarte multe lucruri de spus. De la cei oameni care până acum nu s-au regăsit în lideri. Ei pot deveni lideri. Avantajul unei construcții noi este că ai și foarte multe scaune libere la masă. Gândiți-vă că la această masă mai sunt pe lângă noi încă 10 scaune. Este mult mai ușor să așez pe aceste scaune oameni care îți vin cu idei, cu personalitatea lor, decât să încerci să le faci loc la aceeași masă, punând alte 3-4 scaune sau dându-i pe alții jos de pe scaunele respective. Asta este principalul avantaj pe care noi încercăm să-l fructificăm la maximum în construcția pe care am început-o acum 2 săptămâni. Asta a fost unul dintre motivele pentru care ați plecat de la PDL, că vă veți face vocea mai auzită în partidul condus de Ungureanu? Nu, am mai stat și principii. Și uite, aici, de exemplu, aș putea să spun și ceea ce încercăm noi să reprezentăm prin Forța Civică. Dacă până acum, în general, partea dreaptă a fost reprezentată, sau să zicem, ideile au venit din dreapta istorică, cu idei învechite, practic, cred că după 22 de ani de zile de la Revoluție, putem asista la un proiect care să reprezinte dreapta, dar cu idei de actualitate, de acum. Și care să reprezinte soluții pentru viitor. Pentru că până acum dreapta a fost reprezentată de partidele istorice. Nu cred, și asta a dovedit-o și alte state membre ale Uniunii Europene și nu numai, lumea civilizată, că noile formațiuni nu și-au loc. Veți mai candida la Parlament? Cu siguranță. Unde? Îmi doresc să candidez în Colegiul 13, Sector 3. Și veți trece de Comisia de Etică condusă de Monica Macovei? Mă cunosc destul de bine. Deci eu spun că mă cunosc destul de bine. Nu mi-este rușine de tot ceea ce am făcut în activitatea mea politică de până acum. Cred că dacă se ridică câteva semne de întrebare, sau știu, câteva întrebări, nu neapărat semne de întrebare, cu siguranță am argumentele și răspunsurile pertinente, plecând de la ceea ce este real. Nu de la ceea ce, eu știu, își doresc unii sau alții să audă, ci pur și simplu vorbind strict prin faptele pe care le-am opus acum și prin proiectele pe care mi le propun. Dar logica și, zic eu, ordinea este următoarea. Duminica trecută am semnat o alianță împreună cu PDL și PNţ. Săptămâna aceasta au fost aprobate aceste criterii în interiorul alianței, ceea ce este foarte bine. Și sunt surprins de ce, până la urmă, și USL-ul nu încearcă să aibă niște criterii interne. Dar asta nu este treaba mea. Și electoratul va trebui să facă diferența aici, cel puțin din punctul ăsta de vedere, între ce înseamnă USL și ce înseamnă Alianța România Dreaptă. Urmează o perioadă în care se depun candidaturi din partea tuturor partidelor componente ale alianței, urmează o perioadă de analiză și acolo bănuiesc unde se vor ridica întrebări sau se va considera că este nevoie de o discuție. Evident, probabil va fi etapa în care, și în cazul meu, dacă va fi cazul, va trebui să ne lămurim. Da, credeți că vor fi niște discuții calme? Că, mă rog, auspiciile nu sunt tocmai bune. Au fost tensiuni, atacuri la persoană, domnul Neamțu cu domnul Ungureanu. Adică... Bun, acum eu plec... Cum vă explicați existența acestor atacuri, în primul rând? Adică...
E o tactică de negociere sau sunt... Eu aș vedea mai degrabă, cel puțin la ceea ce vă referați, la o copilărie. Mai degrabă, în faza actuală. Dar pe de altă parte, eu cred că cel puțin liderii care s-au adunat în jurul mesei, bun, în faza actuală, în alianță, vorbim de președintele PDL Vasile Blaga, președintele Forței Civice Mihai Răzvan Ungureanu și președintele PNC, domnul Pavelescu. Domnul Neamțu n-a putut să fie semnatar. Bun, în formula actuală, eu cred că și liderii celor trei formațiuni au suficientă maturitate încât să, dacă au ceva de tranșat, să o tranșeze în interior. Ieșirea, de aceea o cataloghez ca una copilărească așa. Dar dumneavoastră, domnul Neamțu v-a acuzat, v-a adus niște acuzații publice. Dumneavoastră, de ce nu ați ieșit să vă apărați? Nu a fost o reacție din partea dumneavoastră legată de acele acuzații că sunteți traseist? Păi, deci nu i-ați dat replică? Dacă era o declarație serioasă, îi dădeam o replică. La lucruri neserioase n-am ce replică să dau. Da. Am înțeles. Plus că nu este dânsul cel mai în măsură să pun astfel de întrebări. De ce? Nu este. Restul, când va veni momentul, le vom discuta.